Bun găsit, iubiți telespectatori, la o nouă emisiune, Misiune și Comuniune. Ne aflăm la Roma pentru a vă prezenta viața Bisericii Ortodoxe Române din diaspora Italiei. Gazda noastră pentru emisiunea aceasta este Părintele Ilie Ursachi. Bine v-am găsit, preacucernice Părinte! Bine ați venit, Părinte! Iubiți telespectatori, Părintele Ilie Ursachi este din Vicovu de Sus, deci din Bucovina, și își desfășoară activitatea în Roma. L-am vizitat pentru a ne spune ceva din experiența filantropică a parohiei sale. Pentru început, rugăm pe Părinte Ilie să ne spună cum a întemeiat această parohie și ce hram a ales pentru ea. Parohia în care ne aflăm acum a fost instituită în anul 2006, cu binecuvântarea preasfințitului Părintele Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Hramul parohiei noastre este zămislirea Maicii Domnului. Este o sărbătoare mai puțin cunoscută. Noi ne bucurăm foarte mult de ea. Este o sărbătoare care ne duce înainte pe Maica Domnului și noi ne-am bucurat să o avem pe Maica Domnului ca și ocrotitoare. Apoi când vorbim de zămislire, cum ați spus și Sfinția voastră, vorbim de un început. Vorbim de un punct de plecare. Pentru noi a fost un început. În momentul acela și la noi a fost o zămislire a parohiei. Noi sărbătorim, de fapt, cu acest prilej al hramului, care este pe data de 9 decembrie, trei momente importante. În primul rând este hramul, așa cum am zis. În al doilea rând, pe data de 10 decembrie, am fost, din mila lui Dumnezeu, hirotonit preot, chiar aici, în spațiul acesta. Și hramul parohiei, pe 9 decembrie, așadar, hirotonia mea pe 10 și constituirea parohiei în acel actul moment de naștere al parohiei, când dumneavoastră a fost practic prima sfântă liturghie în locul acesta, care a coincis cu hirotonia mea ca preot și cu debutul parohiei. Spuneți-mi ceva despre locul acesta în care vă desfășurați activitatea. Locul acesta este un spațiu a unei biserici catolice dintr-un cartier periferic al Romei, partea de est a Romei. Ne aflăm la subsolul unei biserici catolice. Pentru ei nu este un spațiu sacru, un spațiu în care se desfășoară, de fapt, mai multe activități sportive, culturale, artistice. În schimb, pentru noi este locul întâlnirii cu Dumnezeu, locul liturghisirii, aici unde ne întâlnim și ne unim cu Hristos la fiecare sfântă liturghie. Vă mărturisesc sincer, de fiecare dată când trec pe stradă, prin fața acestei biserici, mă închin și îndemn pe credincioși să se închine, pentru că este locul unde noi slujim, avem sfintele taine aici și locul practic al nașterii noastre ca și parohie. Am ales parohia dumneavoastră pentru că am înțeles că este o biserică misionară și desfășoară o activitate filantropică luată în considerație chiar de catolici. Deci, în primul rând, aș vrea să vă întreb ce misiune îndepliniți în cadrul episcopiei? În cadrul episcopiei sunt responsabil pentru departamentul de pastorație în spitale, în cadrul sectorului social al episcopiei. Mai întâi aș vrea să zic că consider că toate parohiile din diaspora, din Italia, sunt parohii misionare. Toate parohiile cred că au început așa cum am început și noi, căutând un loc de slujire, căutând un loc unde sunt români, unde se poate închega o comunitate și o comuniune în această comunitate. Și practic este o misiune apostolică, am zice, pentru că e un pic diferit decât pastorația în România. Nu vreau să fac comparații, nu am fost preot în România, aici am fost hirotonit. Toate bisericile trebuie să fie misionare. Tocmai. Această misiune face parte din ființa bisericii. Cine, un preot care nu e misionar, este demisionar, știți? Și exact. Am ales biserica dumneavoastră pentru felul în care v-ați implicat în activitatea filantropică. Ori știm că filantropia totdeauna a mers după liturghie.
Așa este. Am considerat că o parohie este un loc în care, sigur, oamenii vin, se adună, se roagă, participă la Sfânta Liturghie, dar este, practic, inima bisericii, sufletul, iertați-mă, o parohie este inima societății. O biserică, o parohie ar trebui să dea viață, puls, așa, și impuls societății și locului în care se află. Și în felul acesta am considerat ca să ne facem simțită prezența și în felul acesta. În cadrul parohiei noastre desfășurăm mai multe proiecte sociale. Aș începe cu unele care vin mai de multă vreme, aproape coincid cu începutul parohiei. Cred că a fost o întâlnire providențială atunci între mine și un doctor italian, doctorul Massimo Liberatori, de la Policlinico Gemelli, un spital din Roma. Și de când ne-am cunoscut, așa a rânduit Dumnezeu ca să demarăm împreună un proiect care acum se numește Ragazzi in Gamba, tineri pe picioare, prin care sunt ajutați tineri români care au unul sau mai multe membre amputate, vin din România, tineri cu posibilități materiale scăzute, oameni necăjiți, și sunt ajutați să-și procure proteze pentru brațul amputat. În timpul acesta au fost ajutați aproape 100 de persoane, toți români. Ajutați să ajungă aici, să aibă unde sta, cazare, tratament și, cel mai important, că dacă au venit fără un picior, s-au întors pe ambele picioare, având proteză. Aveți o evidență a tuturor? Da. Vă vedeți cu ei vreodată? Da. Ce e frumos e că s-a păstrat pentru foarte multe aceste persoane legătura. Și îi cunoaștem pe foarte mulți dintre ei, foarte mulți dintre ei ne cheamă, ne caută și de câțiva ani s-a îndătinat, aș zice, o întâlnire, o mică tabără, să o numesc, la Iași, cu prilejul cinstirii cuvioasei, Sfintei Cuvioase Parascheva, hramului, catedralei de acolo, unde beneficiarii acestui proiect și alții care doresc ca să fie ajutați din toată țara vin și avem o zi sau două zile împreună acolo, ajutându-i ca să participe la Sfânta Liturghie, pentru că vin cu în cărucioare, cu cârja, cu ajutați de alții, unii n-au o mână sau n-au ambele mâini sau n-au un picior, și îi ajutăm ca să se bucure de această sărbătoare, să se poată închina la Sfintele Moaște, și este un moment așa de comuniune, și acesta este o parte frumoasă, pentru că nu este doar un act de caritate care se încheie în momentul în care are proteza, se întoarce în România și cu asta s-a terminat. S-a legat o prietenie. Exact. S-a legat o strânsă prietenie și doctorul Massimo Liberatori este foarte cunoscut, unii chiar îl numesc frate, prieten. A fost greu început aici? Orice început este greu, dar frumos în același timp. Și greutățile inerente ale începutului cred că dau și frumusețea și importanța lucrării pe care trebuie să o faci. A fost greu pentru că nu întotdeauna am un spațiu disponibil. A fost greu pentru că nu întotdeauna pornești de la o comunitate formată, ci trebuie să fie formată, trebuie să fie căutați oameni. Îi căutați și acum? Îi căutăm și acum, îi căutăm mereu. E adevărat că acum este o căutare reciprocă, sunt mai mulți ani de când suntem aici, unde ne cunosc, dar am surprize să cunosc oameni care locuiesc aici în zonă și să spună, da, am știut că este parohie aici. Și atunci ieșim noi în întâmpinare. Este rolul păstorului care merge ca să caute oaia pierdută.
alte programe, ce ați mai desfășurat în cadrul parohiei dumneavoastră sau la nivel de episcopie? La nivel de episcopie și prin departamentul pastorației pentru spitale, ne gândim la, avem deja și ne gândim la anumite proiecte. De exemplu, foarte multe parohii au răspuns afirmativ unei inițiativei unei asociații de donare de sânge. Avem încheiat un protocol de colaborare între episcopie și acea asociație, iar asociația respectivă, într-o următoare fază, dorește ca să identifice persoane din parohiile noastre pe care să le pregătească ca și mediatori între asociație și comunitatea românească. Și acum, la următoarea întâlnire de lucru, următoarea ședință a sectorului social cu Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, se va discuta lucrul acesta. Mai avem un proiect îndrăzneț, spunem noi, de a avea un centru de primire temporară pentru părinții, rudele, apropiații copiilor bolnavi internați la oncologie, bolnavi de tumori și care nu sunt puțini, din păcate. Ne gândim la Spitalul Policlinico Gemele, acolo unde și lucrează doctorul de care v-am spus, și în apropierea acelui spital să putem găsi o structură pe care să o administrăm noi și temporar rude a copilului să poată să fie acolo, pentru că tratamentul acesta e de lungă durată, sunt perioade în acest tratament în care ar trebui să iasă din spital și n-au unde să meargă, sunt situații că nu cunosc pe nimeni, nu au pe nimeni, nu au rude, vin anume din România să se trateze aici, și atunci e binevenit un voluntar, un român, un loc de primire din partea comunității noastre pentru aceste persoane. Aveți mulți voluntari priști în viața bisericii? Nu sunt mulți, dar sunt inimoși. Avem un grup de voluntari în parohia noastră care mă însoțesc în spitale. Ba mai mult, unii dintre ei au devenit voluntari ai unui spital de aici, din zonă, Sandro Pertini, din Roma. Acel spital are un centru de voluntariat, iar persoanele noastre din parohie au urmat un curs de voluntariat intern acolo în spital și au devenit voluntari ai spitalului. Merg o dată sau de două ori pe săptămână la spital, jertfez din timpul lor, din banul lor, pentru că trebuie să se deplaseze. Unii au familie, copii, lucrează până seara și după muncă merg acolo, apoi merg acasă. Este un lucru nemaipomenit, un lucru extraordinar, și am avut multe reacții pozitive, să spun așa, ale pacienților români care s-au bucurat să vadă un voluntar, un român lângă patul lor. Nu faci mare lucru, cel puțin ești acolo prezent pentru câteva minute și să-i spui, uite, sunt aici, nu ești singur. Câte botezuri ați avut în biserica dumneavoastră anul ce a trecut? Sau anul acesta? Anul care a trecut au fost 64 de botezuri. Și câte cununii? Cu unii mai puține, cred că 9, dacă mi-amintesc. Aveți o biserică tânără? Parohia noastră e caracterizată, una din caracteristicile ei este aceea că e formată din familie, cu mulți copii. Cu 2, cu 3, cu 4 copii. Mai mult familie, mai mult decât, sunt mai multe familii tinere decât persoane singure care lucrează aici fără familie. Aveți o evidență clară a celor cu care lucrați? Sau e greu de ținut? A parohianilor? Da. E destul de greu de ținut. În schimb, noi avem o evidență, avem un registru al parohiei. Noi considerăm că toți care s-au înscris acolo, vin botezați întâi, apoi s-au înscris și cei care sunt botezați sunt membri ai parohiei de care trebuie să te îngrijești.
și să nu uiți de ei. Și o idee foarte frumoasă a preasfințitului nostru era aceea de a-i contacta pe cei care au botezat copii. Noi, de exemplu, de 1 iunie sau de Sfântul Nicolae, eu cel puțin așa procedez, le trimit câte un mesaj de felicitare pentru copilași de Sfântul Nicolae, de 1 iunie, de ziua copilului, la cei care au botezat. Am evidența lor și le trimit câte un mesaj de felicitare pentru copilași și la toți ceilalți, bineînțeles. Pentru că aveți atâția tineri, bănuiesc că și activitatea didactică este structurată pentru a împlini toate dorințele oamenilor. Și mai ales sarcina noastră, stă asupra noastră datoria de a propovădui cuvântul cu timp și fără timp. Cum vă desfășurați programul catehetic? Programul catehetic are loc în special duminica, după Sfânta Liturghie. Este ziua cea mai concentrată, să spun așa, în activități. Nu avem tineri foarte mulți la cateheză. Noi avem familii tinere cu copii mici și avem două grupe de cateheză, de la 6 la 9 ani și la 9 la 12 ani, 12-14 ani. Vârsta de adolescență la noi lipsește, nu avem o grupă de cateheză pentru adolescenți. Și imediat după ce se împărtășesc, începeți lupta cealaltă. Începe cateheza. Da. Începe cateheza în două camere anexe cu două doamne, profesoare, care se ocupă de ei și au program în fiecare. Duminică după amiază aveți program aici? Da. Parohia noastră are o particularitate aparte, să spunem, anume că în această parohie, de când a fost instituită, cu binecuvântarea Preasfințului Siluan, se adună credincioșii de la Asociația Oastea Domnului în fiecare duminică după amiază pentru programul lor specific. Sunt mulți prezenți aici? Da, sunt mulți prezenți pentru că vin din toate părțile Romei, nu numai de la parohie, și din afara Romei. Practic, așa, o are destul de extinsă și de la 100 de kilometri din afară vin aici. Ei merg la parohiile de care aparțin dimineața și după amiaza vin aici. Sunt sub directa noastră coordonare? Da. Aveți un program catehetic pentru ei? Da, în primul rând este programul specific lor pe care îl fac în fiecare după amiază. Apoi tinerii care de obicei sunt mai studioși și mai râvnitori în felul lor se întâlnesc în timpul săptămânii, sâmbătă seara sau în altă seară pentru a aprofunda cunoștințe religioase, cunoștințe scripturistice. Au constituit un cor care în anumite momente de sărbătoare cântă aici sau în diferite alte locuri. Ce alte programe mai derulați în cadrul parohiei? Am adoptat, să spun așa, o idee pe care am pus-o în practică de la sectorul social al episcopiei. La nivel de episcopie, în fiecare duminică, o parohie pregătește pachete, alimente pe care le duce și le distribuie oamenilor necăjiți de la periferiile Romei și din gările Romei. Noi am preluat această idee și facem același lucru în fiecare primă duminică din lună. Oamenii știu deja, le și amintesc și pregătesc pachete cu mâncare și le ducem la necăjiții care sunt aici în zona parohiei și nu sunt puțini. Dacă v-aș întreba despre greutățile care le-ați întâmpinat, care a fost cea mai mare tristețe și decepție care ați avut aici? N-aș spune că lipsa unui spațiu de slujire sau unor condiții, așa cum știm noi că ar trebui să fie, în
într-o biserică ortodoxă. Cea mai mare durere este că foarte mulți români sunt totuși absenți din biserică. Departe de biserică. Da. Nu sunt implicați în viața bisericii. Nu sunt implicați și cred că una din misiunile noastre este aceea de a fi mai prezenți în cetate. Sfântul Apostol Pavel ne dă și cum sfaturi cum ar trebui să facem. Să găsim oameni destoini să învețe și pe alții și să facem mai multă misiune pentru ei. De aceea consider că voluntariatul, pregătirea oamenilor, nu acele care vin în biserică, care primesc, asimilează, trebuie ajutat să fie destoinici, vrednici, de a putea mărturisi mai departe și de a duce acest mesaj și la ceilalți care nu sunt în biserică. Sunteți duhovnicul comunității. Aveți timp pentru așa ceva? În primul rând pentru așa ceva. Sunt momente în care stați numai la spovedit? Da, pentru că ne trebuie într-un fel să ne adaptăm după programul pe care credincioșii l-au muncesc, ajung seara târziu și atunci numai de la o anumită oră reușesc ca să spovedesc și asta se întâmplă să ne, mai ales în postul mare, dar nu numai, să ajungem până și spre 11 noaptea. Noi avem în schimb un program de spovedanie săptămânală. Dăm credincioșilor posibilitatea să se poată spovedi și împărtăși în fiecare duminică. Și așa, prin mila lui Dumnezeu, la fiecare sfântă liturghie, nu doar copiii se împărtășesc, ci și credincioși. Cei care se pregătesc. Cei care se pregătesc, cum am zis, joia și sâmbăta sunt aici pentru spovedanie. Spovedanie și împărtășania ține biserica. Acum vă întreb, ați trăit bucurii în această comunitate? Și dacă vă aduceți aminte de una, să ne spuneți și nouă. Bucurii sunt multe. E bucuria slujirii pe care doresc să o mărturisesc și bucuria când oamenii se apropie de Sfântul Potir. Este o bucurie pe care o trăiesc la fiecare Sfântă Liturghie. Apoi, bucuria pe care o trăiesc împreună cu cei care se regăsesc în biserică și într-un fel sunt salvați de biserică. Nu puține persoane au fost din acelea care au avut un periplu așa mai întortocheat în viață și biserica i-a regăsit. Și prin biserică ei s-au regăsit. Normal, pentru că în biserică stăm de vorbă cu izvorul bucuriei. Și atunci noi trebuie să invităm pe oameni să guste din adevărata bucurie întâlnirii cu Dumnezeu. Vă rog să-mi permiteți că aș vrea să stau de vorbă și cu voluntar implicat în activitatea și în programele sociale ale parohiei dumneavoastră. Vreau să simt bucuria lor de a sluji semenii. Iubiți telespectatori, toată viața bisericii este un voluntariat. Mântuitorul Iisus Hristos, ca nimeni în lumea aceasta, și-a bazat activitatea pe voluntariat. Cel care vrea să fie desăvârșit, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să mă urmeze mie. De aceea, aici stă voluntariatul bisericii și ea totdeauna a fost sprijinită voluntar de credincioși. De data aceasta sunt de vorbă cu doamna Mirela, cea care practică voluntariatul în spitalele din Roma. Doamna Mirela, aș vrea să ne spuneți câteva din experiențele dumneavoastră pe care le-ați avut ca voluntar în spitalele Romei și mai ales în viața bisericii. Fac parte într-un grup de 4 persoane care mergem în spital Sandro Pertini. La sugestia părintelui și cu binecuvântarea părintelui paroh Ilie Ursache. Poate și din conștiința darurilor pe care le-am primit. Viața, nu? Șansa de a fi din miliarde, de a nu fi. Faptul că suntem sănătoși, că mergem când alții nu mai au șansa asta, poate niciodată n-au avut-o, că vedem, că putem să ajutăm, încercăm să nu îngropăm talentul, nu? Darul care... Și
Ce facem concret? În spital există deja un grup de voluntari înființat de preotul paroh de acolo. Sunt majoritar catolici italieni, noi ne-am alăturat lor, practic am fost asimilați. Și pentru că exista și nevoia de voluntari ortodoxi în spitale, să ajung, din păcate, mulți conaționali de-ai noștri, spitalul fiind catolic, deci colegii noștri catolici, când semnalează prezența unui bolnav de religie ortodoxă, ne anunță și noi putem să mergem să-l vizităm, să-l întrebăm dacă dorește asistență spirituală sau dacă are nevoie de altceva, pentru că oamenii ajung în spital și din stradă, nu sunt pregătiți, nu? Deci noi pregătim pachete cu schimburi pe lângă altele, nu? Facem un fel de punte între noi și între bolnav și preot, părintele e unul, nu poate să fie prezent peste tot, și atunci când e cineva care chiar are nevoie să, ce știu, să se confeseze, să vorbească cu un duhovnic, noi îl anunțăm pe părintele și atunci merge el. În general, suntem organizați, fiecare avem secția noastră unde mergem. Intrăm, ne prezentăm, spunem cu cine ocupăm și nu numai pentru ortodoxi, deci sunt pacienții care îi avem acolo. Și în funcție de la caz la caz, poate că sunt unii singuri, nu au pe nimeni, nu are cine să le aducă schimburi sau să le spele rufele, chiar și asta am făcut. Faceți de mulți ani lucrul acesta? Eu am 2 ani, sunt care sunt mai vechi, dar din păcate n-au putut să fie prezenți aici, nu sunt cea mai meritoasă, deci ei sunt mult mai... Dar s-a întâmplat că eu am avut liber și am putut să vin, pentru că noi lucrăm, facem lucrul ăsta în timpul cât ne mai rămâne. Au fost cazuri grele la care ați participat și bolnavi? Fost și sunt, pentru că, cum v-am zis, de multe ori ajung din stradă, oamenii de pe stradă vin și pe stradă ajung, pentru că nu au unde să... Deci suntem, am avea nevoie de mai mult sprijin, dar facem ce putem fiecare. Sunt mulți care nu știu nici măcar că există o biserică ortodoxă, deci ajung românii care nu știu că au unde să meargă, că au... Noi practic asta facem, le aducem la cunoștință și faptul ăsta că e cineva aici și poate să intervină pentru ei sau să-i ajute. Vă dorim succes pe mai departe. Mulțumim mult! Prea cu cerințe, părinte, ce proiecte aveți pentru viitor? Ce gândiți pentru comunitatea dumneavoastră și mai ales pentru biserica în care slujiți? În primul rând, suntem puși în situația de a ne gândi la un spațiu propriu de slujire. Aici suntem primiți bine, dar activitățile se extind și simțim nevoia unui spațiu al nostru, pentru că spațiul pe care îl vedeți, îl împărțim, sau ei îl împart cu noi, iconostasul, icoanele, sfeșnicele, toate vin așezate și apoi strânse și rămâne aici ca și cum nu am fost. Așa făceau și evreii când erau în pustiu. Exact. Luau curtul deci și plecau. Da. Deci noi avem teme scripturistice în toate cele care le facem în biserică. Și rugăm lui Dumnezeu și Maicii Domnule să ne poată învrednici de un spațiu propriu. Apoi este cel de a consolida parohia și de a lucra pe categorii de vârstă. Cateheza consider că este o necesitate. Totul este necesar în biserică. Liturghia, în primul rând, care ține lumea, predica e hrana pentru suflet, cateheza înnobilează mintea și îl educă pe om în duhul bisericii. Părinte, vă mulțumesc foarte mult pentru felul în care ne-ați primit și apreciem mult de tot prestația dumneavoastră aici. Dumnezeu să vă dea putere să duceți și alte proiecte la bun sfârșit și să fie începuturi fără sfârșituri, cum spunea Părintele Galeriu în teza dânsului de doctorat. Iubiți telespectatori, vă rugăm să nu pierdeți a doua parte a emisiunii noastre, pentru că am pregătit pentru dumneavoastră o surpriză.